Predică la duminica a noua după Rusalii, rostită la mănăstirea Nicula în ajunul praznicului adormirii Maicii Domnului în anul 2011. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dremăritori creștini, Evanghelia de astăzi ni-l înfățișează pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos într-un moment de tristețe. Nu spune explicit Sfânta Evanghelie acest lucru, dar noi îl deducem foarte bine din context. Evanghelia de astăzi ne înfățișează un tablou pe o mare învolburată, în mijlocul căreia se luptau apostolii să salveze corabia și viețile lor. Și undeva, după ce toată noaptea s-au luptat cu valurile și cu vântul neprielnic, a apărut pe apă Mântuitorul Hristos, pe care ei l-au considerat o nălucă în spaima lor și au început să strige, dar Mântuitorul le-a spus lor și ne spune nouă peste veacuri, iubiți credincioși: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și atunci cere îngăduință Sfântul Apostol Petru să meargă și el pe apă către Mântuitorul său, o primește, începe să pășească pe apă ca pe uscat, dar pierzându-și ținta, scopul, pierzându-l din ochi pe Mântuitorul Hristos și privind în jur la vântul care stătea împotrivă și la valurile de sub picioare, a început să se scufunde și în același timp să strige: Doamne, scapă-mă, sau Doamne, mântuiește-mă. Și în acel moment, Mântuitorul Hristos i-a întins mâna, l-a ridicat din nou deasupra apei și i-a spus: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și împreună s-au urcat în corabie, în acel moment s-a potolit furtuna, ne spune evanghelistul, iar toți apostolii au îngenunchiat și s-au închinat și au zis cu adevărat: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și în felul acesta au plecat mai departe până pe țărmul celălalt, în ținutul Genizaretului. Aceasta este în mare Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie, iubiți credincioși. De ce spun că Mântuitorul Hristos era trist? Îl mai cunoaștem și în alte împrejurări trist. De pildă, la intrarea în Ierusalim, când el, călare pe mânzul Asinei și pășind peste hainele așternute de cetățenii din Ierusalim și în strigătele lor de slavă, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Mântuitorul nu se putea bucura de această primire triumfală, pentru că știa că aceiași oameni peste câteva zile vor striga: Ia-l, ia-l, răstignește-l. De această dată însă tristețea era de altă natură, avea altă motivație. Înainte de a se întâmpla minunea potolirii furtunii de pe mare, Mântuitorul Hristos făcuse minunea înmulțirii pâinilor. Erau în pustie, ca la 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, au ascultat cuvintele Mântuitorului Hristos până spre seară, când și-au dat seama apostolii că n-au cu ce să hrănească atâta mulțime de oameni și l-au rugat pe Mântuitorul Hristos să dea drumul mulțimilor ca să meargă să-și cumpere pâine. Iar Hristos le răspunde: dați-le voi să mănânce, deși știa prea bine că n-aveau la îndemână decât 5 pâini și 2 pești, pe care Hristos le-a binecuvântat, le-a dat apostolilor și apostolii mulțimilor și aceștia s-au săturat încât au rămas 12 coșuri de fărâmituri pline din 5 pâini și 2 pești. Dar ne spune Sfântul Evanghelist Marcu, iubiți credincioși, că apostolii n-au înțeles nimic și pentru aceasta Hristos i-a silit
Chiar așa se scrie în Evanghelie. Hristos i-a silit pe apostoli, i-a obligat efectiv să se urce în corabie și să treacă pe țărmul celălalt până el va da drumul mulțimilor. Cuvântul de la sfârșitul Evangheliei de astăzi, atunci când apostolii au îngenunchiat și s-au închinat Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și anume, cu adevărat, Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu celui viu, trebuia rostit imediat după ce acesta, Hristos Fiului Dumnezeu, a înmulțit cele 5 pâini și 2 pești. Ori apostolii n-au făcut-o și cu atât mai puțin mulțimea de peste 5.000 de bărbați, adică probabil peste 15.000 de oameni. Acolo erau și femei și copii. Spuneam și altă dată că de obicei, atunci când este vorba de Dumnezeu și de biserică, sunt mai prezente femeile și sunt mai prezenți copiii decât bărbații. Dar să zicem că erau la egalitate, deci erau peste 15.000 de oameni. Niciunul, și nu consemnează Sfânta Scriptură, niciunul n-au considerat, și nu numai că n-au considerat, n-au mărturisit pe față nici apostolii, nici mulțimea, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu. A fost necesar o furtună pe mare și primejdie de moarte pentru apostoli, ca aceștia să ajungă și să mărturisească în cele din urmă că Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Atâta timp cât Dumnezeu hrănește mulțime de oameni și nu numai că îi hrănește cu prisosință, adică le rămâne așa cum a rămas 12 coșuri pline de fărâmituri, deci au și în plus, oamenii n-au conștiința că pâinea cea de toate zilele vine de la Dumnezeu și nici nu-L mărturisesc ca Dumnezeu adevărat și nici nu îi se închină. Câți dintre credincioșii noștri, de pildă, un exemplu, își rostesc rugăciunea înainte de masă și după masă? Foarte puțin. Dar dacă n-ar avea ce să mănânce, cu siguranță că s-ar ruga îndelung și ar cere lui Dumnezeu pâinea cea de toate zilele. N-au înțeles mulțimile și mai trist pentru Mântuitorul Hristos și pentru oricare învățător și pentru oricare duhovnic, dacă vreți, n-au înțeles nici ucenicii. Deci n-au înțeles mulțimile, dar n-au înțeles nici ucenicii Mântuitorului Hristos, care au văzut atâtea minuni. 3 dintre ei, de pildă, l-au văzut pe muntele Taborului schimbat la față, în adevărata lui identitate. Pentru această pricină, Hristos, după ce i-a silit să plece cu corabia și el a dat drumul mulțimilor, s-a suit în munte, în singurătate, ca să se roage. Nu cu mult timp înainte, i-a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, pe 3 dintre apostoli, și împreună cu ei s-a suit în munte ca să se roage. Și în fața lor s-a schimbat la față. De această dată, supărat și pe aceștia 3, inclusiv pe Petru, Hristos se retrage în singurătate și se duce și se roagă. Și nu se roagă o clipă, iubiți credincioși, s-a rugat toată noaptea. Și credeți că s-a rugat pentru el însuși? S-a rugat pentru cei peste 15.000 de oameni și în special s-a rugat pentru ucenicii lui, pentru apostoli. Tot Sfântul Evanghelist Marcu face această remarcă că Hristos, retras în rugăciune, i-a văzut pe apostoli că se învăluiau de valurile mării și erau în primejdie de moarte. Și totuși a zăbovit până la a 4-a strajă din noapte, adică până în zorii zilei, și după aceea s-a dus să-i salveze. Deci toată noaptea, tristețea
Mântuitorului Hristos a continuat, cu siguranță și cu lacrimi, și cu durere profundă, și rugăciunea lui s-a adresat lui Dumnezeu Tatăl pentru mulțimea oamenilor care n-au înțeles nimic și pentru ucenicii lui care de asemenea n-au priceput nimic. Tot Sfânta Evanghelie ne spune mai departe, iubiții mei, că pentru această minune a înmulțirii pâinilor, oamenii și mai mult au dorit să-L facă rege pe Mântuitorul Hristos, să-L facă un stăpân lumesc care permanent să le dea din belșug cele trebuincioase și ei să nu facă nimic, doar să stea și să-L asculte. Și Hristos, știind acest lucru, sigur că s-a depărtat de ei și nu i-a lăsat să-și împlinească gândul, dar trece în alt registru. Și la următoarea minune a înmulțirii pâinilor, Hristos le spune: mă căutați pentru că v-am dat să mâncați pâine, dar dacă nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață în voi. Și când au auzit oamenii așa ceva, cum să mâncăm noi trupul tău și cum să bem noi sângele tău? S-au smintit și au plecat. N-a mai trebuit să rămână Hristos să dea drumul mulțimilor, așa cum a făcut-o atunci când a mulțit 5 pâini și 2 pești. N-a mai trebuit. Oamenii s-au ridicat, s-au smintit și au plecat. Și zice Hristos către apostoli: dar voi de ce nu plecați? Și atunci răspunde iarăși Petru: unde să mergem de la tine, Doamne, că tu ai cuvintele vieții cele veșnice? Vedeți de ce era trist? Era trist din cauza apostolilor și era trist din cauza oamenilor care voiau să-și sature pântecele, care voiau să-și tămăduiască bolnavii, care voiau să scape de stăpânirea demonilor, care voiau să scape de toate necazurile și tristețile, dar care nu se străduiau să treacă dincolo de aceste minuni și să recunoască în persoana Mântuitorului Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea, Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, și sărbătoarea de la Mănăstirea Nicula, iubiții mei, trebuie să fie un semnal de alarmă și să conștientizăm faptul că noi am venit la Mănăstirea Nicula nu numai să ne adăpăm duhovnicește, nu numai să ne eliberăm de toate necazurile și poverile pe care le-am adunat într-un an, nu numai să ne spovedim de păcatele pe care le-am săvârșit și poate să ne împărtășim, dar nu știu cât de conștienți suntem că ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Dincolo de aceste slujbe, dincolo de predicele care se rostesc, dincolo de binecuvântarea preoților, a ierarhilor, dacă nu l-ați găsit pe Mântuitorul Hristos și n-ați aflat că El este Fiul lui Dumnezeu, și dacă nu credeți cu adevărat că este Fiul lui Dumnezeu, și dacă nu vă închinați cu adevărat în Duh și în adevăr, și dacă nu mărturisiți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu, n-ați făcut nimic. Dimpotrivă, jertfa noastră de a veni la Mănăstirea Nicula poate să fie o jertfă urâtă lui Dumnezeu. Citiți de pildă în Vechiul Testament, în cartea lui Isaia, chiar în primul capitol, în care Domnul Dumnezeu se plânge de jertfele care erau aduse, era scârbit și strigă la ei și le spune: cine vi le-a cerut? Ce-mi trebuie mie berbecii voștri și viței voștri? Ce-mi trebuie mie darurile voastre? Eu n-am nevoie de ele. Și spune mai departe, în primul capitol din Isaia, din Vechiul Testament, ce vrea Dumnezeu de la oameni? Și în primul rând, Dumnezeu vrea de la oameni să împlinească
porunca cea mai importantă din lege, și anume, nu numai să credem și să mărturisim, să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru din toată inima noastră, cu toată virtutea noastră, din tot cugetul nostru. De aceea, iubiții mei, să credem, să mărturisim unii altora, așa cum auziți în Sfânta Liturghie, într-un gând să mărturisim și o mărturisim și o zicem toți în cor, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Dar trebuie să trecem dincolo de acestea, să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru. Pentru că, așa cum v-am spus altădată, vă spun și acum, ce-ar fi, iubiți credincioși, copiii dumneavoastră să fie sănătoși, să fie frumoși, să aibă tot ce le trebuie, dar să nu vă iubească și să nu vă spună niciodată te iubesc. Ce-ar fi o adevărată tragedie? Așa este și față de Dumnezeu. Ce-ar fi să fim din mila Lui sănătoși și frumoși și să avem de toate și niciodată să nu-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, te iubesc. Și închei tot prin cuvântul Evangheliei de astăzi. Spune Sfânta Scriptură că i-a silit pe ucenici să se urce în corabie și să treacă de cealaltă parte a mării, până El va da drumul mulțimilor. Iubiții mei, știți ce a însemnat ca Hristos să dea drumul celor peste 15.000 de oameni? Cel puțin ceea ce faceți dumneavoastră când ne vedeți pe noi preoții. Cel puțin o binecuvântare s-a așternut pe creștetul fiecăruia dintre cei 15.000 de oameni. Cel puțin. Dar eu cred că mai mult decât atât. Pentru că acolo erau oameni cu boli, cu necazuri, cu suferințe și care de-abia așteptau să-L întâlnească față către față pe Hristos și să-și spună oful inimilor. Sunteți aici, mii, am spus-o și vă spun, în fața lui Dumnezeu, iubiți credincioși, nu sunt anonimi. În fața lui Dumnezeu, fiecare dintre dumneavoastră, sunteți persoane unice și irepetabile. Cu fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu are un plan. Pe fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu vă ascultă în parte. Pe fiecare vă știe, așa cum ați auzit în rugăciunea care am citit-o la Sfânta Liturghie, din pântecele Maicii voastre. Și dacă este așa, stați de vorbă cu El. De aceea ați venit aici. Și să nu plecați fără binecuvântarea Lui. Și să nu plecați fără cuvântul Lui. Și să nu plecați fără de El. Pentru că dacă ajungeți, și această conștiință trebuie să o aveți, dacă ajungeți înaintea Sfântului Potir, după spovedanie și prin căință, să vă împărtășiți cu trupul și cu sângele Lui, îl aveți în voi și îl puteți lua cu voi acasă și va sta cu voi atâta timp cât voi nu îl veți izgoni afară. Prin aceea, nu că neapărat veți face păcate, dacă veți uita că l-aveți în voi pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Amin.